să învățăm să conducem mai bine. Astăzi un exemplu bun de, da, pe mine nu mă interesează, dar eu nu mă uit, da, eu sunt puțin sunt ocupat. Este vorba de acea intersecție de la uh, Sinaia, deci când mergi spre, uh, spre Brașov, dinspre București, ajungi la Sinaia și la un moment dat se fac aceste două benzi, da? se merge pe două benzi. E foarte bine că au pus despărțitura asta pentru că iarna se mai alunecau și mai erau oameni cu anvelupe nepotrivite și nu făceau față și se, se întâmplau accidente frontale și aici, dacă vrei să faci dreapta, te baci pe dreapta. E, ce se întâmplă aici? Avem prima mizerie, linia asta, linia asta pe care o vedeți întreruptă, ar trebui să înceapă de mult mai, să fie continuă de mult mai în spate. Să le spună proștilor, trebuie să te repliezi mai din spate. De ce? Pentru că am văzut oameni care merg până aici în buză și după care trag de, trag de volan ca niște jeguri. Și am văzut nu doar cocalari, nu doar bombardieri, am văzut și oameni care păreau civilizați, care păreau că vor să schimbe România. Și când vezi asta și la ei, spui bă, e ceva în neregulă. Bun, acum hai să privim situația asta din partea cealaltă. Pe mine asta mă roade și mai tare decât începutul ăsta. În partea cealaltă, da? deci noi așteptăm, așteptăm, așteptăm și e foarte, e foarte simplu. Te uiți la mașina din față. Cum procedează? Te uiți la mașina din față. Toți ăștia, deci uitați vă sunt mașini care, într-adevăr, urcă, urcă spre oraș și noi care mergeam, ăia care merg pe centură, sunt mai puțini. Dar pentru că oamenii refuză să se uite, încep să se asigure și din dreapta și din stânga și din față și din dreapta. Și, dar din dreapta nu e nevoie să se asigure pentru că n-au de ce. Au bandă dedicată. E bandă, acolo sunt tot două benzi, banda 1 este pentru ea care ies din oraș, banda 2 este pentru noi. Și aici, ești din nou, uitați-vă puțin, era loc destul pentru Mazda asta să se bage, dar pentru că omului nu i-a apăsat sau nu s-a informat sau... E pur și simplu un șofer a zis, nu, nu, eu acum o să pun frână și aștept. Și uite, deci loc, 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 dar mai stă, dar și din nou. Și merge, deci uite, cu ochiul mortului. Am văzut foarte des situația asta, mult mai rău. Deci oameni care, ai e liber din față, dar uite, vin mașini în gol. Tata, uite-te că sunt pe altă bandă, uite de că sunt pe altă bandă, nu sunt pe banda. Nu vine nimeni. Bine, am văzut și asta, frecvent, să, se făceau două benzi, să luau banda a doua, linie continuă. Dacă te lovește cineva acolo, tu ai dreptate. Că spuneam, legea e clară. Ăla avea linie continuă, nu avea de ce să sară direct pe banda a doua și, teoretic, sau mă rog, legea e interpretabilă, depinde de polițist, da. dar asta e făcută linie continuă acolo. Uitați-vă, deci, dacă vă uitați acum, am pus, e linie continuă. Ăla n-are voie să să treacă pe banda a doua. Cum ar fi el... Uh, dornic să o facă. Și că știți cum e, când se fac două benzi, toți românii s-ar încă o bandă a doua. Când se fac trei, trei benzi, toți românii s-ar o bandă a treia. Că așa fac ei. Dar din nou, aici este foarte simplu. E foarte simplu. Te uiți la mașina din față, cum procedează. Pățesc asta frecvent la, la noi, la, la giratoriul ăla de pe, de pe stadionul nu știu ce stradă este. Imediat. Da, la noi la Brașov, aici pățesc chestia asta frecvent. Unde este? Avem Moto24, cimitru municipal. Văd că am început să mă încurc. Aici, da, coscu de mișloc. Fix aici pățesc chestia asta. Și deci oamenii... Aici e o, e o greșeală, eu am încercat să o corectez, am, am încercat să discut cu poliția și cu primăria și nu s-a putut rezolva. Uh, la partea cu pietonii. Pietonii au impresia că ei au prioritate, dar dacă mie îmi dai verde când vin de aici, din sus, și eu mă opresc la fiecare pieton, semaforul și așa are 17 secunde sau cealaltă 20 de secunde. Dacă am doi pietoni, deja am blocat traficul și mă, mă fac să mă opresc aici și blochez strada. Dar ce scrie aici? Oprește la lumina roșie. Sunt oameni care merg până aici și se opresc și se asigură de tramvai. Deși nimeni n-a mai făcut asta înaintea lor. Nu sunt ei prima mașină la care să treacă. Deci vezi cinci mașini care trec una după alta, nu se oprește niciuna și tu spui, ăștia sunt proști. Ăștia toți sunt proști, eu sunt mai deștept. E logic e logic. Adică cinci au trecut fără frică, dar tu ești la care... E logic să întâmple întâmplă chestia asta. E logic să te poți gândi. Dacă fiecare mașină la un semafor de 20 de secunde se oprește și fiecare se asigure, trec 5 mașini. Trec 5 mașini. Nu, 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 dar eu trebuie să mă asigur. Ăștia sunt, știi, și când, când, voi, când vezi limit, dar și există și reversul medaliei aici. Cât e limita de viteză? 70, la o să merg cu 120. Păi bun, în, aici, în situația asta, nu te mai asiguri? Aici, dacă vezi pe ăștia alți că merg cu 70, că limita e 70 sau cu 80, te gândești, a, ăștia alți mai proști, eu o să fac invers? Așa te gândești în, și în situația asta? De asta zic, e, e, foarte, foarte iurea mentalitatea asta a românului de a, mă rog, ești într-un oraș străin și vezi pe, pe oamenii că merg într-un anume fel, cu o anume viteză, într-un anume ritm și spui, nu, eu o să fac invers. Țin minte, am făcut chestia asta în, cred că în 2008, în Berlin. Bă, noi eram 15 mașini pe, pe linie și banda din dreapta era goală. Și uh, soția dormea și n-am să o pun pe ea să se asigure și am tras așa un picuț de volan. Era linie continuă, dar zic, eu eram, eram bucureștean. Și am văzut că nu e nimeni decât autobuzul și am spus, ok, nu e dacă toți stăm aici, înseamnă că trebuie să stăm aici nu mai mult de două secunde să mă prind că nu e gata să mă duc acolo. Dar aparem pentru unii și din nou, aici în zona asta, deci fix în, în chestia asta, văd oameni trecând, constant, oameni care trec pe aici 10-20 de ani și văd, deci poate uneori au fost prima mașină la semafor, poate uneori au fost a treia, poate uneori au fost 20 de ani prima mașină la semafor, au fost tot timpul, tot felul de mașini la semafor și văd că șapte înaintea mea n-au oprit, dar eu stau la și o să opresc. Și revin la, la, aceeași discuție. Sunt în mașină și am chestii de discutat cu soția. Uh, da, 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 da. Bă, te uiți că ai 40 pe banda a doua și că te trec mașină pe banda 1. Ce mă interesează pe Eu am chestii de discutat. Bă, și văd că se cert le dau crac sunt. Bă, fie mai atent la drum. Nu, că eu trebuie să... Fix acum am găsit pe banda a doua să discut cu... Dar te uiți că faci aglomerație? Și... Nu, nu mă interesează. Și după care ajung în... Și domne, că am făcut 20 de minute. Da, din cauza ta și celor ca tine. Adică nu ești tu singur prost pe șosea. Nu ești tu singur prost pe șosea. Top, top aici. V-am mai zis, a fost un cetățean care s-a oprit în giratoriu. S-a oprit, intrase în giratoriu sau a oprit acolo că discuta cu soția. Și uitase că el e în mașină și discuta cu ea foarte aprins. Eu am crezut că s-a întâmplat ceva, că s-a bulit mașina. Nu, pur și simplu omul a mai discutat. Și uitase că a volan, Prostit.